Ai dat în mijloc. Dacă vrei să dai în aia din dreapta, fă așa. Ai dat aici, fă așa, fă așa. Imediat îți dai seama ce duci acolo. Dar nu dai ca bolânzeală acolo, știi? Tot timpul trebuie să fii conștientă de ceea ce faci și de unde ești. Mă bat handicapații ăștia pe bune? Hai de capul meu, mor cu ei de gât. Singur mă bat cu ei. Lupta pentru vilă continuă la Exatlon România 2019. Cursă feminină la scorul de 4-1 în favoarea faimoșilor. Andreea Arsine se află la start în roșu. Adversară Nicoleta Luncă. Baftă, fetelor! 3, 2, 1... Au condus războinicii cu 1-0. Apoi a urmat 4 puncte consecutive pentru faimoși. Pleacă tare cele două fete în labirint și în tunel. Avans mic pentru Nicoleta Luncă. Foarte bine mărunțește Nicoleta. Mai la siguranță puțin merge Andreea Arsine. Trece pe sub obstacol Nicoleta. Iese de acolo și Andreea Arsine. Să vedem trapezul. Se dezechilibrează ambele fete. Aterizează puțin mai lung Andreea Arsine. Înnoată un pic în gol Nicoleta. Cred că s-a și speriat Nicoleta. Iese până la urmă Nicoleta de acolo. Un moment greu. Gianni e lângă ea. Bate din palme. O susține. Încearcă s-o poarte pe brațe la figurat. Sus, mă! Al treilea ciocan pentru Andreea Arsine. Pinge Nicoleta. Iese Nicoleta, trage de maneta Andreea Arsine și continuă lupta. Sare Andreea Arsine. Hai, repede! Nicoleta și începe să arunce Andreea Arsine. Să vedem. Prima aruncare de succes pentru Andreea Arsine. A doua aruncare de asemenea. Nicoleta trece peste o... Prinde obstacolul între picioare Nicoleta și ajunge până la urmă la final. Să vedem, începe să arunce Nicoleta. Crede în șansa ei. Dă Nicoleta în continuare. Scapă bila. Hai, aruncă-i. Băi, băi, fata, băi, trei plăci. Băi, Nico! Ușor! Vin indicații peste indicații. Continuă Andreea, mai sparge o placă Nicoleta. Să vedem Andreea. De această dată placa este spartă, cred. Să vedem, dă Andreea Arsine. Și se termină. Se termină. 5-1. Bravo, Bocobeco! Bravo, blocați sunteți! Ferească Dumnezeu ce se întâmplă cu voi! Deblocați-vă, că aveți timp, mai aveți timp! Nu vă așteaptă nimeni! Fă! Ai avut noroc? Ia zi, ia zi. Aici la aruncare. Deci la ultima, să dau, deci la prima cum ar veni să dau, îmi venea greu. Când venea și smământ mai în exterior să știu, dau, știi? Știu. Aia mi-a fost, mi s-a părut un pic greu și începea să mă deranjez. Da, dar ai rezolvat-o, fiindcă ai fost acolo. Fiindcă ai fost acolo, ai rezolvat-o. Nici nu poți să ieși din apă. Nici nu poți să ieși din apă. Ai pierdut 10 secunde să ieși din apă. Hai, și! Dai drumul, dai drumul, mai repede! Luată mai repede, Nico! Hai, Nico, hai, Nico, haide, haide! Nu pierzi aici, nu pierzi! Haide! Trage o dată de tine! Ce s-a întâmplat? 10 secunde ai stat în apă. Păi cum să nu dea aia când v-a spus că contează foarte mult traseul? V-a spus că nu mai ai pus să dai. Și când dai, dai într-o disperare și dai prost. Trebuie să venim foarte bine pe traseu. Dacă noi pierdem acolo 10 secunde, îi le dăm adversarului. Nu avem cum să câștigăm în felul ăsta. Credeți-mi. Cum am să-i trapă, bine. Ai avut noroc, ai căzut perfect, ai căzut în față, așa. Fiindcă te-ai ținut de ea. Da.
Deci sunt de aia și a venit în față și acolo ai câștigat 7 secunde, 8 secunde. Eu cum am sărit atunci? Nu? Mai să faci acolo. Să faci, o să faci 6 secunde. O să încerc să fac mai multe, n-am vrea să-l mai împart. Dacă... Acum că ai înțeles cum trebuie să te ții, vino și mai cu, cu elan și mai mare, da? Da, da, da. Lasă că ne revenim. Trebuie. Dacă ajungi la final, te rog eu frumos, Alex. Dă-mă-mi plăci. Nu da, frate, pe lângă, nu da. Dă-mi plăci, concentrează-te pe plăci. Hai, pierd, care-i problema? Mai am ceva de pierdut, cum ați zis voi. Avem avans, îți permiți, înveți să o dai. La fel cum ți-am zis și pentru lunile următoare. Când pui mâna pe orice cu arunci, v-ai pus mâna, ai simțit. 5-1 în jocul pentru Vila în acest moment, la start. Se află Costin Gheorghe pentru Faimoși și Alex Stoica pentru Războinici. Baftă, băieți! 3, 2, 1! Este ultimul meci al primei runde. Pleacă rapid un kayakist cu short albastru și un fotbalist cu short roșu. Și două caractere foarte, foarte frumoase, doi băieți educați. O eroare! Eroare pentru Costian din disipul. Un moment important să vedem dacă îl va specula, se dezechilibrează la intrarea în bazin. Alex are un avans important, să-l vedem pe Costin, se dezechilibrează și el. Sigur, graba e cea care l-a făcut să rateze puțin priza. Iese din bazin, să vedem a doua poartă pentru Alex. Vine tare din spate Costin. Să vedem, încep să cadă ciocanele la Alex. E nevoie de mult, mult cald pe această ultimă porțiune. Să vedem reculul ciocanului. Cadă, pierde o secundă acolo. Încearcă după acel incident Costin, prieteni, să vedem, sare, se dă peste cap Costin și ne pregătim de un final din nou extraordinar. Începe Alex, sparge o placă, Alex dă tot în același loc, mai sparge una, Costin dă în fier, dă în nisip, ghinion pentru Alex, continuă Costin, mai sunt în acest moment practic două plăci albastre și trei plăci roșii. E un mic avans pentru Alex. Reintră Costin în poziție. Aruncă, sparge, ratează Alex. Dă foarte bine Costin, ratează din nou Alex. Se mută Alex, dă Costin și este punct pentru Faimoși. Scorul devine 6-1. Este scorul primei runde. Ai avut și avans, da? Mult avans. Bă, ce m-am luat la nas. La tiroliana aia. Haide, 0-0, hai, o luăm de la capăt. Acum încep alegerile. 0-0, haide. Hai că putem, haide. Am ieșit înaintea lor. Haide. Bravo, băi, bravo, băi, bravo, băi, bravo, băi, 6-1, băi. Cel mai bun exercițiu pentru final. Uite, acum mă bucur mai tare că ai făcut asta, pentru că în sfârșit, dar vezi că puteai să fii mai rapid. Puteai să fii mai rapid. Mă, puteai să la final să fii mai rapid. Erai mai așa, știi, te duci. Bă, cum să treci așa cu sub baia, mă? Hai, trebuie să ne revenim, hai. Haide, hai. 0-0, da. Nu depinde de nimeni. 2, 3 și războinici! Hai! Băi, Cristi, tu ai tras eu foarte bun, mă. Băi, dar de ce nu profiți de asta? Cum să dai inhalul ăla la final? Nu accept. Dacă eu nu accept, eu ca om nu accept și nu e posibil. Vreau doar să-mi fii calm, pas cu pas, pas cu pas. Și când ajungi acolo, faci exact ce ți-am zis. Ai pus mâna pe una, ai aruncat-o, două le-ai aruncat, două în mână. Și ai venit cu ele. Bam, le-a ștern, le-a ștern. Te duci pe fiecare în parte, îi arăți unde să intre, da? Am dat în aia de mijloc, m-am mutat. Am dat, m-am mutat. Am dat, m-am mutat.
m-am mutat. Înțelegi? Ai vreo tensiune pe tine, vreo presiune? Nu. Că ăsta-i joc. Nu te simți bine, nu te simți așa încărcat. Da, bă, vreau adrenalină. Te ții tare, te ții tare în ea și după aia când ai ajuns jos, îi dai drum. Da, țip eu la tine. Nu știu că țip eu tot, mă. Începe runda a doua a jocului pentru Vila, jocul cu numărul 5. 6 la 1 conduc faimoșii. La start se află Mario Fresh pentru faimoși și Cristi Dumitrache pentru războinici. Succes! 3, 2, 1...